Nu odată auzim vorbindu-se de mecanizare, dar poate de puține ori putem cunoaște efectul acesteia. Preocuparea permanentă a oamenilor muncii de a realiza ceva nou este ceva obișnuit. Și totuși nu. Invenția înseamnă ceva mai mult, o noutate ce depășește sfera activității atelierului, secției, uzinei și țării. Nu este prima, dar nici ultima. Turnarea bucșelor din bronz crea mari probleme întreprinderii noastre. O productivitate scăzută, un consum de materiale și energie ridicat, efort fizic și altele. Unele mașini creau o serie de inconveniențe care se cereau înlăturate, găsite soluții noi, deosebite. Aceasta a fost preocuparea colectivului de oameni ai muncii care se zbăteau să găsească rezolvare. Și au găsit-o. S-a realizat o mașină de turnare centrifugală a bucșelor din bronz, devenită invenție. Centrifuga are o serie de performanțe deosebite. Acționarea total mecanizată, turnarea se face în cochilă rece. Se toarnă cantitatea de metal stabilită în funcție de mărimea bucșei. Mai mult însă, pe lângă mecanizarea procesului de producție, reducerea efortului fizic, se mărește productivitatea muncii, ceea ce conduce la reducerea prețului de cost. Costul unei cochile de grafit este de 1419 lei, cu care se realizau în medie 15 turnări, iar la o turnare se realizează 2 inele, deci se pot realiza 30 de bucăți. O cochilă din fontă pentru turnarea centrifugală rezistă la 100 de turnări, la o turnare se realizează 4 bucăți inele, deci 400 de bucăți inele. Costul unei cochile este de 1246 lei. Influența asupra prețului de cost este deosebită și se cifrează la o economie de 44 lei per inel. Pe un an, economia calculată la producția realizată este de 2 milioane lei. Este o realizare pentru care, pe lângă acordarea brevetului de invenție, se cuvin cuvinte de laudă și felicitări harnicului colectiv care a realizat centrifuga.